Anatol Codru, poetul și cineastul, este genericul Festivalului Național de Poezie, care a reunit astăzi la Casa Scriitorilor numeroși admiratori ai operei regretatului om de cultură. Evenimentul face parte din suita manifestațiilor consacrate aniversării a 80-a de la nașterea lui Anatol Codru. Festivalul de poezie a debutat cu un recital din creația lui Anatol Codru. În adâncul lumii intru, cum ar fi ca aș intra în nemărginirea mea. Ăsta este Anatol Codru. Mulțumesc lui Dumnezeu că am avut ocazia să lucrez cu el, pentru că m-a învățat să-mi deschid sufletul în fața spectatorului. Festivalul își propune să readucă în circuit creația poetului cineast. Aspectele ce țin de creația poetului și regizorului, ca unul dintre cei care au inovat poezia din acest spațiu, alături de alți scriitori din generația 60, supranumită generația de aur. Cu prilejul evenimentului a fost inaugurată o expoziție de fotografii, documente, manuscrise, au fost lansate cărți noi. Una dintre ele, Anatol Codru, mitul personal, este rodul cercetărilor savanților care au prezentat viziuni inedite privind opera lui Codru. Cu abordările noi critici, psihanalitice, psihocritice, sunt materiale care pun în valoare tipul de scriitor aflat la marginea românismului. Originar din stânga Nistrului, Anatol Codru a purtat constant în suflet dramele care au marcat acest spațiu. Este cel mai important poet pe care l-a dat Transnistria literaturii române. El a venit cu drama limbii române amenințate dincolo de Nistru. Anatol Codru este autorul la peste 30 de filme, majoritatea premiate la festivaluri. Codru a venit în cinematografie cu același suflu nou și cu aceleași instrumente. A lucrat poezia cu poeticul, cu simbolul, cu metafora, cu arhetipul și prin acestea toate filmele lui prezintă interes. Mă bucur că sunt pus în valoare cei ce a creat el pe parcursul vieții. Codru a lăsat în tezaurul acestui neam urme adânci, începând de la prima carte, Nopți albastre. Anatol Codru s-a născut pe 1 mai 1936 în Molovata Nouă, raionul Dubăsari, și a trăit viața ambinând poezia cu arta cinematografică. Poetul cineast a plecat în eternitate în vara anului 2010.